Bun găsit la Adevăruri ascunse, sunt Cătălina Porumbel. Astăzi o să vorbim despre treburile casnice care pot strica o relație. Sunt foarte interesante aceste situații din casă și avem 4 perechi de zotii care nu se vor despărți niciodată. Avem și rubricile noastre permanente, leacul zilei, pilda zilei și vedem evident ce fac runele în săptămâna care vine. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut. Bună seara! Și maestru Mihai Voropchievici, numerolog. Același, bună seara! Treburile casnice, Lidia, care pot distruge o relație. Faptul că râzi spune multe. Da. Păi, știi că într-o casă, așa se spune că munca femeii nu se vede. Din păcate. Din păcate, da. Dar așa este. Nu se vede. Știi? Dar tu stai acasă. Ce faci toată ziua? Da. Când vii seara, că dacă ai și 2-3 copii, chiar nu se vede munca femeii în spate, știi? Că până la urmă gătești, ai grijă de copii, te ocupi și de educația lor și de activitățile cu ei și poate că ai unul și mai mic și de tot. Deci nu se vede, practic. Și începe cearta în familie, pentru că unul din ei nu face niciodată nimic. Nici nu duce gunoiul, nici nu spală vasele. Da? Ăsta e primul conflict, știi? Da, tu nu faci nimic. Deși, uite, chestia asta cu spălatul vaselor, pe mine m-a derajat foarte tare, că a venit cineva la mine împețit. Și când vii împețit, nu vii ca musafir. Ai venit împețit, da? Vrei să-mi arăți că știi. Că mă vrei în viața ta, nu? Păi da, normal. Și i-am zis, 3 zile ai stat aici, ai pus vasele în chiuvetă, i-am zis, ai văzut vreo mașină de spălat, Ileana, cumva aici vase? La mine în bucătărie? Mașina de spălat Lidia. Corect. Păi, patul nu ți-ai făcut după tine, vasele n-ai spălat, ai stat, eu am făcut treabă, nu m-ai întrebat, poți să te ajut și eu cu ceva? Și cum să mă mărit cu tine? Ce e asta? Wow! Da! Am fost foarte categorică și aici, și chestia asta se întâmplă în foarte multe familii, să știi. Și dacă un partener umblă după ălălalt tot timpul și strânge hainele și îi strânge patul și așează aia și așează cealaltă și așează hainele și pune hainele la coșul de haine murdare, pentru că le las peste tot. Un ciorap colo, un ciorap dincolo. Știi că spune că cineva întotdeauna fură un ciorap când îi pui la spălat. Deci nu există. Sunt de acord cu această zicere. Înțeles? Așa. Și chestia asta, știi, poate că trebuie lucrurile, ca să-l înveți pe om, trebuie să-i spui, te rog, strânge după tine. O dată, de 2 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Și? Dar după aia te saturi. Nu mai vrei. Pentru că, uite, a fost o chestie că a lăsat în duș foarte multă spumă pe jos. Dar n-a dat cu dușul să spele. Să curețe un pic. Să curețe. Și așa ai găsit-o. În serios. Da, nu e corect ceea ce spui. Adică, spuma aia, dacă eu nu intram să mai fac și eu în duș după tine, nu vedeam că spuma aia acolo, ea se usca, se face mâzga aia acolo. Nu, un pic. Știi, chestiile astea sunt foarte importante pentru că îți dai seama că nu prețuiește niciun lucru de-al tău. E o chestie de respect până la urmă. Da, adică nu-mi respecti nici munca și nici lucrurile mele. Dar păi dacă nu le respecti, ce putem face noi împreună? Ce pot eu să fac cu tine împreună? Decât bună ziua, la revedere. E simplu. Există și această situație sau acest comportament. Mi se cuvine să... Deci știi cum mai spun bărbații? Eu sunt cineva în casă. Oh. Și nevasta îi spune. Cineva duce gunoiul astăzi. Păi să știi că eu chiar sunt cineva în casă. Cineva spală vasele astăzi. Am înțeles. Ce e? Mai dacă nu există diviziunea muncii, Lidia are dreptate. Dar de unde vine comportamentul acesta, Lidia? Că până la urmă este normal, cred eu, totuși în secolul în care noi trăim, unele sarcini, de fapt, să fie împărțite. Poate că eu sunt, nu sunt un exemplu foarte bun, eu sunt singură. Am o rânduială. Ai o rânduială că poate face. O rânduială. Care, când cineva Are niște intenții, nu că îmi strică. Doamne, trebuie să te uiți. Eu dacă mă duc la cineva în casă, mă uit unde se descalță, da? Mă uit unde se așează, mă uit ce face, mă uit cum face și dacă eu stau la tine o săptămână, eu îți învăț rânduiala ta. Da, și am grijă. Da. Da, dar asta înseamnă că să fii rânduit aici. Că asta n-a fost rânduit de mamă. De afecțiune pe care o arăți, o chestiune de respect până la urmă. Uite, am fost în Germania la o prietenă de-a mea și foarte interesant chestia asta, niciodată n-am știut. Eu am cabină de duș, na. Și ea avea o paletă din asta pentru șters apa de pe geamuri, știi? Și după fiecare duș, eu am văzut că ea a ieșit din duș, am intrat eu și sticla era uscată, știi? Dar ea dădea cu paleta aia pe geam. De normal că am învățat lecția, da? Că n-am întrebat-o pentru ce are paleta acolo, dar mi-am dat seama că ai observat. Am observat. Exact. Omul... După ce mi-a făcut duș, pac, 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 era și mama ei la ea și zice: lăsați, doamna Lidia, că șterg eu. Și a zis: da, mie îmi cad mâinile. Da, dacă eu am văzut că asta e rânduiala și că așa e ok, și acum eu am pus și la mine paletă pentru că e foarte mișto și comod. Nu mai rod de apa de pe urși. Exact. E o chestie de respect, spun eu, și de afecțiune. Există și aceste probleme. Bărbatului se cuvine să nu, sau e datoria femeii să. Astea sunt niște tipare... No. Astea sunt niște tipare greșite. De forme... Ele nu vin din educație, vin din forma fiecăruia de egoism, să știi. Și din educație. Eu zic că din educație pleacă. Știi, noi toți am... Eu nu... Toți am văzut acasă că mama spală vasele, că mai spăla și tata vasele. Nu există. Deci noi practic acolo avem. Dar dacă merge cu fraiera... A, dacă ține treaba, mergi mai departe. Mai există și acest comportament. Mergi mai departe. Lasă că fac eu, lasă că... Ei, asta înseamnă servilismul. Asta înseamnă servilismul, ce vorbeam noi în cealaltă emisiune. Sau critica. Nu e bine cum ai făcut, lasă că fac eu. Nu e bine ce ai strâns aici, nu e bine cum ai spălat vasele, nu e bine cum ai șters pe jos, nu e bine cum... Și asta este... Doamne, abia aștept pe cineva și dacă nu-mi place, tot nu-i zic. Deci nu e problemă. Că numai să facă. Numai să văd că face, că are intenție că face. Am noroc în acest sens acasă. Mare lucru. Am un ajutor unul la unul, în practic. Păi nu, să știi că obligatoriu. Și tu spui că nu e din educație. Dacă acasă mama nu ți-a sugerat că hai că eu trebuie să plec la serviciu, îți rămâne și ție, spală și tu vasele, spală cratița asta, curăța, pune și tu tacămurile la... Dacă n-ai făcut o dată, de 2 ori, de 3 ori, când te căsătorești, ai neșansa ca două... Lidia l-a terminat în prima zi, dar tu poți să ai șansa să mai stai 2 zile, 3, la care să te întrebe, așa și subtil, tu acasă aveai servitori? Și când ți-o trânti o pasta, cât ai fi de resimțit? Eu nu întreb, eu sunt mai diplomată. Nu, și întreb, cu asta te-a derâmat. Tu când trebuie să pleci? Wow. Asta a făcut ca nora cu soacra. Tu când trebuie să pleci? Tu când trebuie să pleci? Adică stai, nu câte soacră, mai, cât mai stai, dar tu cam cât trebuie să pleci? Câte zile ai la dispoziție să stai? Așa. Cât trebuie să pleci? Așa. Cei doi parteneri au standarde diferite. Uite, de pildă, există parteneri care nu e dezordine. Toate sunt puse la vedere. Așa e obișnuit. Așa e obișnuit. În schimb, celălalt partener pitește tot. Da, le pune și nu mai găsește. Bagă și începe scandalul. Înțelegi? Cât tot timpul tu le pitești pe undeva și eu trebuie să le caut ca nebuna sau ca nebunul. Deci, și aici este forma de scandal, apare. Pentru că sunt standarde diferite. Practic. Unul vrea perfecțiune și unul e un pic mai neglijent, mai relaxat. Nu atât neglijent. Că, să știi, eu am văzut și case curate, dar dezordonate. Așa sunt... Ales case de oameni inteligenți. Că așa e, toate este la vedere. Așa se spune. Casele cu copii niciodată nu pot arăta perfect. Ei, de unde? Doamne iartă-mă. Dar mi-aduc aminte de un profesor de-al meu, la un moment dat am fost la el acasă, toată casa era... linie, plin, totul era perfect și a zis: acum să-ți prezint casa mea. spune domnul profesor, și mă duce într-o cameră, care era biroul lui, unde era totul așa. Și a zis, aici este casa mea. Dar să știi că în orice dezordine există o ordine. E ordinea perfectă. Pentru că dacă închid ochii și îmi cer ceva, acum ți-l aduc în 20 de secunde. Corect. Foarte interesant, mi-a plăcut foarte tare asta. Și nu e dezordine, este o altă ordine. E o ordine de care am eu nevoie, înțelegi? Care îmi creează mie confort. Da. Normal. Și așa era regula. Deci în casă, doamna, corect, tot era la linie, dar acolo era... Acolo se făcea el curat. Unde putea să facă absolut orice. Eu aveam o tipă care m-a ajutat la curățenie. Ea venea o dată pe săptămână, nu venea în fiecare zi, venea seara, vinerea seara, de obicei 3 ore. Și avea chestia asta cu pititul. Când pleca, puneam, Mihaela, erau 2 plicuri pe masă, unde le-ai pus? Mihaela! Și, na, e așa, mai luat un serviciu și nu mai vine, dar era chestia asta de, Mihaela, unde mi-ai pus și mie, te rog frumos, alea? Deci tot timpul era cu sunatul pe Mihaela. Da. Dar spunea cineva că dacă ajungi să-ți ajuți un prieten, că ai stat o zi, două la el, vrei tu să faci curat? Sunt de acord. Ridică ăsta, fă curat, șterge praful și pune-l tot acolo. E și pe ăsta la fel, toate. Și când vine, când va da așa cu degetul, să zică, uite mă, da, toate-s la locul lor. E, aia înseamnă ce ai spus tu, să fii pe aceeași frecvență cu omul. Păi da, sigur că... Așa, Lidia, mai spune-ne. Uită de munca invizibilă. Deci, indiferent cum o numim, muncă invizibilă, incapacitate mentală sau muncă emoțională, acest termen se referă la treburile care adesea trec neobservate sau sunt conștientizate, dar mai târziu. Adică, știi, exact ce spunea Mihai Iacob, îți dai seama că e curat și domnule, a făcut curat, uite, dar nici n-am observat. Subtil. Înțelegi? Îndatoririle sau, mă rog, aceste îndatoririle familiare sunt foarte importante pentru că copiii preiau din obiceiurile părinților. Corect. Și de ce spuneam de la început că, de fapt, și ăștia care nu fac, au văzut pe cineva acasă făcând. Corect. Dar din forma lor de egoism nu acceptă să facă. Că, doamne, are pretenții mai mari decât... Eu zic că forma de orgoliu. Orgoliu, da. Orgoliu, egoism. E cu tot o altă poveste. Nu, dar orgolios, așa, de ce să faci? De ce să punem? Da, așa. E crocodil. Mai sunt și alte talk show-uri din astea invizibile. Ascultarea celorlalți membri a familiei și oferirea de sfaturi în căutarea informației necesare pentru luarea unei decizii care privește familia, inventarul pentru cumpărături, gestionarea financiară, gestionarea listei de cumpărături, că ai văzut sunt foarte mulți bărbați, acum vin sărbătorile, vezi mulți cu lista în magazin, așa. Dar nu e scrisul lui acolo. Acela este un spectacol, pentru că inevitabil va ajunge la un raft și va observa că ce a zis doamna nu este pe listă, dar mai are încă 2-3 variante. Da. Nu știe ce să aleagă, rămâna pe telefon și întreabă. Am așa, am așa, am așa, nu, n-am găsit ăla. Și doamna probabil îi spunea, mai uite-te odată, că sigur e acolo, știu eu foarte bine, mai sunt râde, cred că știu eu de ce. Nu, păi s-a întâmplat recent. Mai uite-te odată, că sigur e acolo. Nu știu cum se face că de câte ori de trimit pe tine, tu nu găsești, lasă că mă duc eu. Bine, ia din aia că nu știu ce, am uitat, sau se duce acasă cu lista incompletă, a uitat să ia, nu știu ce, pătrunjel, că tot e la modă. Da. Da. Și vine cu leuștean. De sărbători. Și vine cu leuștean. E un spectacol. Bărbații că nu știa cum arată pătrunjel. Mamă, care e pătrunjelul? Ăla cu frunzulița mai mare sau aia cu frunza mică? Că e și cu unul cu țepi. Ăla e mărar, mă, deșteptule. Ei, gestionarea asta este discuția între parteneri, se face, știi, care din ei plătește facturile, care din ei plătește lumina, care din ei... Oh. Deci împărțirea responsabilităților în familie. Păi și cum adică, n-ai plătit telefonul? Dar de ce? Păi nu-l plăteai tu tot timpul. Are dreptate, Lidia. Azi trebuia să plătim abonamentul la cablu. Și soția, de vreo 7-8 ani de zile, am făcut odată o greșeală și acum ne-am dat seama că e bun. Că mă luam cu altceva și uitam. Și a pățit un vecin, i-a tăiat cablu că nu plătise. Și nevastă mea mă sună. Vezi că nu e nimeni la cablu. Îl plătesc pe tot anul. Zic, ai bani la tine sau vin tu bani? Nu, nu știu că am. Și am scăpat de... Nu mai am o grijă. Dar restul, alealte... Eu îl plătesc pentru tot anul, pentru că pe mine mă enervează nervii și filoxera la cutia poștală când am facturi. Bine, acum totul eu am gestionat pe aplicații, lucrurile mai simple. S-a făcut și la noi. Eu sunt bătrână pentru aplicații, nu vreau. Așa, ignorarea impactului pe care gestionarea treburilor casnice îl are asupra copiilor. Am discutat chestia asta. E foarte important pentru că copiii așa se organizează, așa învață, așa vor face și la ei acasă și așa vor înțelege că sunt lucrurile, se fac foarte bine. Cum putem împărți treburile casnice în mod corect? Trebuie creată o rutină împreună. Facem curat. Toți fac curat. Copiii își așează jucăriile, mama schimbă cearșafuri. Eu aplicația asta regulă și este foarte bună. Sigur că da. Tata dă cu aspiratorul. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori, ca așa. Dar, uite, gestionarea asta într-o zi, măcar o dată la, nu știu cât, pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni, dacă o faci, e perfect. Da, și la un moment dat devine o rutină pe care o aplici fără să-ți mai spune cineva, sterge fraful sau aranjează-ți hainele sau... Așa, folosiți un sistem. Fără un sistem sau, mă rog, instrumente, multe din lucrurile care trebuie făcute pot fi neglijate. Așa că folosind instrumentele precum tabel pentru treburi casnice, știi, am văzut la cineva bilețele puse pe frigider. Le lipește. Țac, pac, țac, pac. Are acolo o chestie pusă pe frigider ca o... Mă aveți voi pentru... Da. A citi de... Și sunt bilețele care se lipesc și acolo are tot programul făcut pe bilețele. Foarte interesant. Și alea nu trece nimeni cu vederea că știe că fiecare trebuie să le citească. Unul dintre de fiecare dată când duci la frigider, tot îl deschide și el și ea, măcar o dată pe zi. Da, deci trebuie să odată îți dai ochii cu acel bilețel. Și dai ochii direct în bilețele. Așa. Delegarea radicală. Delegarea radicală reprezintă delegarea unei sarcini pentru că trebuie îndeplinită indiferent cine și ce este mai perceput la această delegare. Pentru a folosi această regulă, ambii parteneri trebuie să fie pe aceeași lungime de undă. Mai e greu. Așa, iar asta necesită comunicare deschisă. Practic, de foarte multe ori când vedeți că hățurile o iau într-o parte și caii într-o parte, masa discuțiilor trebuie să aibă loc. Discuțiile au oprit războaie. Și opresc în continuare. Dar și cu asta o să închei subiectul nostru, că nu mai prelungim, că știți voi ce se întâmplă în casa fiecăruia și încercați să îndreptați lucrurile. Spun așa, cuplurile care nu se ceartă, divorțează în liniște. Foarte bună, o reținem. Corect. Maestre, uite că tot facem legătura. 4 perechi de zodii care nu se vor despărți niciodată. Păi chiar dacă de multe ori, știi, îmi caut sufletul pereche. Caută-l și te oprești. Îmi caut sufletul pereche. Dar sintagma asta chiar există și are aplicație. Adică există cupluri care sunt, într-adevăr, stângul cu dreptul sau mâna dreaptă, mâna stângă. Pereche nu pot decât să funcționeze numai împreună. Și dacă funcționează împreună și la lung, vă gândiți că sunt suflete pereche care nu se vor despărți niciodată. Chiar dacă tentații, așa cum spune Lidia, apar, ei au tentația lor în dreapta sau în stânga lor. Și se mulțumesc cu asta. Și ne gândim, măi, toți suntem oameni, toți avem niște defecte. dar chiar să găsim unul care să accepte și defectele și eu la rândul meu să-i le accept ale lui și atunci înseamnă că ne potrivim perfect și ce rost are să nu facem un cuplu, un parteneriat, o uniune, o căsătorie. Și uite, două zodii foarte interesante, apă cu foc, care tot în astrologie spune că apa stinge focul. Dar să vedem ce face focul. Focul probabil că fierbe apa, o încinge. Berbecul și pești. Berbecul e o fire dinamică, dură și motivată. Peștii, în schimb, sunt sensibili, complexi și intuitivi. Când aceștia formează o pereche, își oferă unul celuilalt ceea ce au nevoie mai mult din ceea ce posedă ei. Așa că peștii au nevoie de cineva stabil, iar berbecul are nevoie de cineva care să-i reamintească lucrurile simple ale vieții. Cei doi se completează reciproc când sunt împreună, iar chimia dintre ei este incontestabilă. Berbecul va fi întotdeauna cel care îl va adora pe nativul pești, pentru că acesta e rezonabil. În timp ce peștii îi vor aminti mereu berbecului să fie nostalgic, să fie afectuos, să miroasă florile din când în când și să fie și el o fire mai boemă. Așa că nu e de mirare că acest cuplu poate dura o veșnicie, până vor dispărea florile de pe pământ. Leul cu balanța. Leul e sociabil, strălucitor, iubește atenția, trebuie să fie în prim plan. Balanța e grațioasă, prietenoasă, dar și ea dorește același lucru. Când cei doi, Leu cu balanța, formează o pereche, fac cuplul perfect. Ei pot să vorbească neîncetat despre orice. De multe ori poate să vorbească fiecare pe tema lui și să nu știe ce a spus unul celălalt. Dar la întrebarea, ce părere ai? Da, dragă, e bine. E foarte bine. Dar nu încercați, chiar dacă sunteți cuplu Leu cu balanță, să-i spuneți, spune-mi și mie ce am spus. Că să vedeți atunci, dacă te mănâncă limba să întrebi leoaica, ai încurcat. Că știi ce pățești. Cei doi au atât de multe asemănări în schimb, iar personalitatea lor sunt la fel de compatibile. Leu iubește să aibă alături de el o persoană plăcută, iar balanța este într-adevăr o persoană plăcută, dar la rândul ei e orbită de carisma leului și astfel se potrivesc cu siguranță. Ai mei sunt leu și balanță cei mari și au intrat în al 25-lea an. Doamne ajută. Se mai, leoaica îl mai bagă în viteză, îi mai bagă ștecherul în priză lui domnul balanță câteodată. Alt cuplu, fecioara cu vărsătorul. Fecioara e atentă și muncitoare. În schimb, vărsătorul e progresiv și original. Acestea două se inspiră, cele două zodii, reciproc. Când sunt împreună, vor urmări documentarea, în primul rând, să se documenteze. Vor asculta muzică, la fel de iubită și de unul și de celălalt, vor vorbi despre toate subiectele care îi interesează. Iar aceste două zodii știu exact cum să se completeze și acasă și în societate. Și am ajuns la gemeni cu săgetători. Gemenii și săgetătorul iubesc atât de mult libertatea, dar la fel de mult și aventura. Aici se înțeleg și se completează perfect. Sunt o pereche care nu se vor plictisi niciodată. Relația lor devine o călătorie de-a dreptul experimentală și experimentată totodată, de a afla mai multe unul despre viața celuilalt. Sunt primele două zodii care iubesc să-și facă confidențe. Adică să dialogheze și despre ei. nu despre bagatele, nimicuri, bă, ce gătești mâine, ce ai mai cumpărat, ce rochiță ți-ai luat. Tot ceea ce trebuie. Compatibilitatea din aceste două semne zodiacale este atât de puternică încât nu s-ar putea destrăma niciodată. Foarte frumos. V-am prezentat 4 perechi de zodii, mai mult de jumătate din zodiac, și vreau să cred și în mare parte cred că este chiar adevărat. Pentru că astea sunt făcute în urma unor studii pe mai multe exponate de cupluri, nu pe 1, 2, 3, da, poate sute sau chiar 1000, cum e ultima perioadă, tot ce se face pe 101. Interesant. Interesant. Hai, Lidioară, să ne arăți leacul. Păi, am vrut să vă arăt planta, pentru că o avem și noi. Crește și la noi pe podgorile noastre. Se folosește inclusiv în ornarea torturilor, dacă ți-aduce aminte, pe torturi, da? Da? Da. Ei, această plantă, Fizales se numește, e o plantă foarte bogată în beta-caroten. Cu ea, de obicei, pe timpuri, colorau lâna. Interesant. Deci are atâta de substanță de frumoasă în roșu, deci colorează foarte bine roșu. Dar e foarte bună pentru cei care se folosește doar fructul. Atât, în rest nimic altceva. N-au voie să-l consume, și am să spun asta că e foarte important, cei care au o hiperaciditate stomacală, care au gastrită, n-au voie să-l bea. În rest, cei care au probleme cu ciroza, e un foarte bun drenaj urinar, e un foarte bun drenaj de fiere, pentru fiere, cei care au fiere leneșe. E un foarte bun, bogat în beta-caroten, ajută foarte mult pentru ochi. Dacă îl găsiți în farmacie, și cu siguranță le găsiți, fructele uscate, dacă vreți când îl găsiți pe câmp să le luați, ele se usucă foarte bine, puse în cutii bine aerisite, găurite cutiile și puse să usuce acolo în cutie. Sunt foarte bune pentru tot ce înseamnă sunt antiseptice pentru infecții, inclusiv pentru dermatitele atopice. Se pune compresă pe piele. Interesant. Unde avem probleme, inclusiv pentru psoriazis. Foarte interesant. O să o accesăm. Am văzut pe TikTok, și curioșii noștri poate să caute, am văzut un domn în vârstă care e un fel de vraci foarte mișto, mi-a plăcut foarte tare și a arătat această plantă, a și vorbit despre ea. Bun, o reținem. Maestre, haideți cu zodiile. Hai să vedem pentru săptămâna următoare. Pentru berbec, berbecul are 20 corni, Cosmosul, cea mai bună carte, care simbolizează reușita. Este săptămâna și momentul când orice veți încerca voi, berbeții, să întreprindeți, veți reuși. Iar reușita voastră va fi una excepțională. Și, în final, încununarea cu succes a unei situații care voi nu-i dădeați nicio șansă de izbândă. În schimb, Taurul are bulgările de foc. Da? O schimbare de situație benefică în săptămâna care urmează, urmată de ceva deplasări, dar săptămâna următoare șansa e de partea voastră. Hai să vedem și Gemenii. O carte mai negativă, rău, răua credință unei persoane din apropierea voastră, o trădare. Sunteți puși în situația să abandonați această persoană și chiar situația care urma să se întâmple și, eu știu, poate vrea să faceți ceva în comun cu această persoană. Veți fi obligați să părăsiți pe cineva care v-a trădat și, mă rog, v-a înșelat și bunele noastre credințe și sufletul. Că dacă nu te atinge la suflet, îl mai ierți. Dacă te-a stricat aici la inimioară, de acolo l-ai scos ca un ghimpe. Și am ajuns la un cenușiu pentru rac. Da? 15. Timp, înțelepciune, putere de reflecție. Săptămâna următoare o petreci în mai multă liniște, în singurătate, aproape de persoane mai în vârstă, care sunt alături de tine, te sfătuiesc, te sprijină și te ajută ca să depășești această situație destul de complicată, care poate să vină chiar de la locul tău de muncă. E posibil ca până la final să ai și o reușită, să vină o recompensă la care nu te mai aștepți, dar e binevenită. Raci întotdeauna sunt mai dărâmași și mai sensibili. Îi dărânc o vorbă bună și îi învii cumplit cu bani. Au ei o atracție nesfârșită pentru așa ceva. Și am ajuns la leu. Leu se învârte cu ovalul. E o săptămână în care, pentru cei care încă nu au moștenitori, este foarte bună pentru fecunditate. Da? Unele secrete pe care le-a ținut nedezvăluite pot apare la iveală. În toate aceste lucruri amoroase, ajutorul vostru neprețuit este al unei femei. Și am ajuns și la Fecioară, Piscu, demarezi o acțiune, un nou început, vei cunoaște un tânăr, dacă și tu ești tânăr, dacă nu o persoană mai învârznică, și vei avea atâta energie ca să te lansezi într-o legătură nouă, încât nici nu-ți vine să crezi. De fapt, tu îți doreai o relansare a relației. Pasivitatea, în schimb, nu e binevenită. Și am ajuns și la balanță. Balanța a dat de furtună. A intrat într-o zonă crepusculară. 7, cifră dură, bulversarea unei situații. Ești plin de furie, ai chef de dispute, orgoliul tău e rănit și explodezi de nervi. E posibil ca persoana care va crea starea respectivă să vă oblige să ajungeți la o ruptură între voi doi. Lacrimi, furie și crize. Pentru balanță. Neplăcută situație, dar asta e. N-avem ce-i face. Și am ajuns și la Scorpion. Scorpie. Scorpionul a prins o stea, o carte bună, și spune că poți demara o acțiune nouă, o activitate profesională care se manifestă în final cu reușită și cu o realizare materială pozitivă. Întâlnirea cu o persoană mai în vârstă îți e benefică datorită faptului că vei primi niște sfaturi și niște îndemnuri și care în final te vor ajuta la demararea acțiunii pe care ai întreprins-o. Și am ajuns la o zodie care nu vrea să iasă de aici, dar până la urmă a ieșit. 10. Semilunele pentru Săgetători. O carte neutră care spune că în curând veți face o alegere, dar trebuie să evitați ezitarea, îndoiala și dualitatea, să scăpați de neliniște și să nu încercați neapărat să rezolvați toate lucrurile prin rivalitate. Înainte de a acționa, trebuie să reflectați. Se lavi. Și am ajuns la Truditor. Capricornul are un galben, 18, o carte pozitivă, care simbolizează pentru voi renașterea. Aveți parte de libertate în săptămâna următoare și vă salvați dintr-o situație dificilă pe care nici voi nu știți cum a apărut sau de ce a apărut. Vă bucurați în final de întoarcerea unei persoane apropiate. Și am ajuns și la Vărsător. Vărsător, care își ia zborul, are 12 la îndemână, are multe schimbări și sentimente altruiste, dar și pozitive, o mulțime de influxuri benefice amoroase și apar în săptămâna respectivă și la locul de muncă și în dragoste schimbări rentabile. Da? Dar sunteți obligați să faceți voi primul pas și să vă îndreptați spre acel cineva care, într-adevăr, simțiți că vă atrage. Iar peștișorii sunt patronații de lună, dar acum chiar sunt lunatici. O săptămână în care visarea, trecutul, amintirile, pasivitate, familia, seara sau noaptea, toate îți trezesc o mare receptivitate, iar emoțiile voastre sunt la cote înalte. Până la urmă, în final, toate aceste emoții care vă apasă, le veți reconsidera ca făcând parte din trecut și vă treziți din visul ăsta de o săptămână și reveniți la realitate. Că totul este situația reală, numai nu ce aveți voi în minte. Perfect. Mai ăștia sunt aiuriți în săptămâna următoare. Hai, Lidioară, cu pilda. Hai să vă înviorez puțin. Hai. Da? Învioreală. Așa. Spune așa, există bărbați cu care vrei, cu care se poate, dar nu vrei. Există bărbați cu care vrei, dar nu se poate. Dar există bărbați cu care și vrei și se poate, dar cu aia suntem prieteni. Complicată situație. Păi stricați prietenia, bă. Nu, prietenia este, tu știi, asta e chestie care se câștigă foarte, foarte greu. Prietenia și nu poți da așa. Nu zice un cântecel că prietenia e o floare rară. Corect, corect. Deci, așa. Cel mai greu în viața asta e să lupți cu tine însuți, pentru că puterile sunt egale. Aveți grijă. Așa încheiem adevărurile ascunse, ne revedem săptămâna viitoare.